Dacă vrei să fii obiectiv într-o lume subiectivă, urmărește Lumea în Obiectiv cu Mircea Brătăsu. Foarte multe sporturi, dar dacă începem așa cu ultimul, este minunat Kangoo Jumps, pentru că aduce simțul ritmului până în măduva spinării, putem spune așa, aduce foarte mult entuziasm și aduce oamenii împreună. De aceea ne-am gândit că putem face și musical, un fel de operă, pentru cei care nu cunosc genul, este un mod de a cânta împreună, foarte antrenant, cu multe ritmuri. Dacă ne gândim la West Side Story sau dacă ne gândim la Hair, vom avea câteva hituri în programul nostru în data de 16 octombrie, deci da, știm, pentru că festivalul este deja foarte, foarte bine mediatizat. Iată că împreună sărbătorim 3 ani de când Capo a intrat în cartea recordurilor, a bătut recordul mondial de până atunci de a face cea mai mare oră de clasă de sărituri pe ghete rebound. Iar noi, fiind prieteni, cum să nu fim prieteni cu toți cei care lucrează cu entuziasm și creează evenimente cu oameni pentru oameni, cântăm împreună și sărim împreună pe ghete. Ceva ceea ce nu cred că ați mai văzut, adică sunt convinsă că n-ați mai văzut în Oradea, operă pe ghete, music hall pe ghete. Și ceva ceea ce nu cred că ați mai auzit și văzut în Oradea, să schimbăm un pic textul din celebrul I like to be in America, I like to be in Oradea. De ce? Pentru că aici avem Art Nouveau, pentru că aici avem Cartea Recordurilor, pentru că aici avem un stil de viață sănătos, pentru că aici avem o colaborare foarte, foarte lungă și foarte frumoasă cu Centrul de Transfuzie Sanguină. Am umplut deja de câteva ori Piața Unirii, am bătut deja câteva recorduri, chiar dacă vorbim de recorduri naționale, am făcut cel mai mare mărțișor din oameni în Piața Unirii. Am lucrat pe un concept nou, vechi, Universitatea Altfel. Din 1995 predau la Universitatea din Oradea, foarte, foarte multe evenimente s-au întâmplat, iar de câțiva ani, iată că și Universitatea Partium a hotărât să creeze un program de studii pentru cei care doresc să învețe să cânte. Deci vă așteptăm să cântăm împreună, să dansăm împreună, v-am spus, Marea Țopăială de Toamnă, Festival, Zilele Orașului Oradea ne adună împreună oameni frumoși, cu zâmbetul pe buze, inimoși, Kangoo Jumps. Nu este primul sport pe care îl practic, deci la fiecare sport pot spune că s-a întâmplat ceva anume în comportamente, în abilități fizice. Cea marele atut în viața mea Kangoo Jumps a fost simțul echilibrului. Și acest simț al echilibrului se vede atât în aspectul fizic, cât și în aspectul social. Ceea ce am mai adus în viața mea nou, Kangoo Jumps-ul, a fost această echipă de oameni care lucrează împreună, care, așa cum spun frații jdieri, scutură pletele, accelerează. Acesta este hitul pe care l-au lansat și în cadrul Kangoo Jumps-ului. S-a adus o serie întreagă de profesioniști în medicină care au făcut măsurători la începutul programului, la mijlocul programului și la finalul programului de Kangoo Jumps și a fost cât se poate de evident că poziția corporală, postura, abilitățile de flexibilitate, musculatură au îmbunătățit. Vrei să auzi ceva deosebit, să vezi ceva special, urmărește Lumea în Obiectiv cu Mircea Brătăsu.